Bună ziua! Astăzi vom face un unboxing la placa video de la MSI GTX 560 Hawk, 1 GB GDDR5, DirectX 11, Mini HDMI, Dual DVI. Propel Blade, 20% mai mult airflow. Vedem ce mai arată aici. Top 1 VGA în Germania. Și tehnologiile MSI Afterburner, Physics, CUDA, și cam 3D Vision Ready, Sly. Aceasta este cutia. Aici sunt features. Specificațiile, 256 de biți, 2 DVI, 2 porturi, mini HDMI. Aici în mai multe limbi. Aici sunt mai multe detalii. Are V-checkpoints de măsurare a voltajului, puncte. Military Class 2 components. Ei zic aici a 10 ani, ultra long life. Cam asta este. Asta este fi. Twin Frozer 3. Thermal design. 20% mai mult airflow. Deci are o răcire foarte bună. Aici zice clar. Cu 70, 70, mă scuza, 17 grade Celsius mai rece decât versiunea de referință. Să trecem la unboxing. Aceasta este cutia. Care în cutie se află încă o cutie neagră. Ce avem aici? Două adaptoare de la Molex la 6 pini. Da. Aici se află cele 3 pentru măsurarea voltajului, V-checkpoints. Sunt 3 care se poate măsura voltajului cu aparatul. Și aici este placa. Să vedem altceva. Ah, da. Aici este un adaptor DVI VGA și un adaptor mini HDMI la HDMI. CD-ul cu drivere. Quick User Guide-ul, care este destul de mare. Și încă o carticică despre features. Overview, getting start. Cam asta este. Să vedem placa. Mă scuzați puțin. Aceasta este placa. Twin Forza 3, Propel Blades. Să vedem, da, cele două porturi DVI și unul mini HDMI. Față de varianta Twin Forza 2, deci sunt niște diferențe în principiu la cele două ventilatoare. Aici este pentru suportul PCB-ului, deci să nu se n-aibă flexibilitate așa mare. Are nevoie de două mufe pe 6 pini, două alimentări. Să privim mai de aproape. Aici sunt cele 3 puncte de măsurare a voltajului. Dacă puteți vedea. Așa. Să mai putem observa. Aici este un butonaș mic care
bine văd eu. Cred că setează pentru ventilatoare. Deci performance și silent. Dacă văd bine ce scrie în interior. Aici este mufa pentru slai. Și cam aceasta este placa. PCB-ul. Vă mulțumesc pentru vizionalizare. O zi bună!